Vă salut și bine v-am regăsit. Dacă într-unul din videourile anterioare vă arătam cum am construit aceste paturi înălțate, e bine, în acest video vreau să vă vorbesc despre alegerea dimensiunilor, alegerea corectă a dimensiunilor, pentru a ne folosi de absolut tot spațiul pe care îl avem în grădină. Bineînțeles, unii dintre noi dispun de o grădină mai generoasă, un spațiu mai mare, alții de un spațiu mai restrâns. Ideea e să-l folosim cât mai bine pe tot. Voi începe cu lățimea paturilor. Lățimea pe care eu am ales-o este de 1,20 m. De ce am ales această dimensiune? Ei bine, este vorba de lungimea brațului. Eu când stau pe partea aceasta, trebuie să ajung cu ușurință la mijlocul patului germinativ, eventual un pic după. La fel și din partea cealaltă, astfel încât să acopăr toată suprafața patului germinativ. Gândiți-vă, dacă îl făceam, de exemplu, de 1,50 m, nu mai ajungeam în mijloc și ori îmi rămânea o porțiune la care nu ajungeam, sau eram nevoit să mă sprijin cu cealaltă mână pe patul germinativ, sau și mai rău, să calc să tasez solul, și nu ne dorim acest lucru. Deci ține de lungimea brațului. Pentru persoanele mai scunde, folosiți la 1,10 m, la 1 m, cât să vă fie comod să lucrați. Legat de lungime, lungimea pe care eu am ales-o este de 4 metri, mi-a permis și spațiu să folosesc scândura întreagă, scândura am avut-o la 4 metri. La lungimi mai mari, adică dacă spațiu vă permite, ați putea face de 6-8-10 metri, nu vă recomand mai mult de 3-4 metri. Asta ține și de dimensiunea materialelor. Ideea este să optimizăm spațiu, dar să nici nu facem risipă de material. De ce vă spun să nu faceți mai mult de 3-4 metri? Ei bine, dacă îl faceți foarte lung, vă va fi greu să treceți dintr-o parte în cealaltă, să tot ocoliți, Și poate o dată de două ori merge, după aceea veți fi, efectiv, veți fi tentați să treceți peste. Să vă dau un foarte bun exemplu în parcuri. Cu toții știm cărări făcute de oameni prin iarbă, care taie câte un colț sau, mă rog, scurtează drumul. Acum, tot la lungime, nici prea scurt nu e bine să fie, pentru că faceți risipă de spațiu în care ați putea planta ceva. Gândiți-vă dacă eu aș fi tăiat acest pat în jumătate. Aș fi pierdut lățimea unei alei, da? Deci aș fi pierdut spațiu pentru alee, plus materiale în plus ca să acopăr capeții. Mi-ar fi trebuit încă 1,20 m de scândură aici, încă 1,20 m. Chiar dacă aș fi înădit eu capeții pe o parte, tot mi-ar fi trebuit pentru cealaltă parte. Pe margine am paturi la 60 de centimetri, jumătate din acestea, tocmai ca să-mi fie ușor să ajung până în capăt, fără să mă întind prea tare. Doar pe aceste două laturi, pe latura aceasta și pe aceasta, sunt cu expunere sudică. Sudul este așa în spatele meu, deci bate soarele pe ele cam toată ziua. Ăsta e sud și ăsta este pe vest. Dar probabil voi face un alt video cu orientarea și așezarea cât mai ok a grădinii în funcție de soare. Bun, revenind la ale noastre, spațiu, aleea dintre paturile înălțate. Aleile le-am făcut toate la 60 de centimetri. De ce am ales 60 centimetri? Ei bine, să pot intra cu roaba, să-mi fie foarte ușor să mă deplasez printre ele când aduc compost sau când înlătur materialul vegetal la finalul toamnei. Trebuie să avem suficient loc. Nu știu, dacă aveți cărucior de grădină care este mai lat, trebuie să țineți cont și de acest lucru, astfel încât să vă ușureze munca pe viitor. Plus că la 60 de centimetri mi este foarte ușor să merg printre ele fără să, nu știu, simt că e prea îngust și că trebuie să merg, nu știu, oarecum cu un picior în fața celuilalt, să nu mă agăț de lateral. Plus că
eu fiind mai înalt, dacă vreau să lucrez în patul acela, pot să mă așez pe lateralul patului acesta și să stau jos. Asta a fost așa ca un bonus, să zic. Cam atât a fost. Nu știu altceva ce să vă mai zic. Ideea este că înainte să vă proiectați paturile, să vă alegeți dimensiunile, țineți cont de ce v-am spus, plus că vă recomand, și exact așa am făcut și eu, inclusiv să folosiți un creion și o hârtie. Măsurați lateralele, vedeți de cât spațiu dispuneți și efectiv pe hârtie îl împărțiți cât mai bine. Dar să țineți cont și de ce vă spuneam, să vă fie mult mai ușor pe viitor, să vă ușurați munca. Acum, eu am și alte paturi, ăsta este mai mic un pic, undeva la 2,30 m. Am patul acesta cu căpșuni, asta a fost primul făcut și a trebuit să le adaptez pe restul în funcție de acesta. Dacă nu l-aveam pe acesta, asta clar ar fi fost la fel ca și celelalte mari până în capăt, dar asta este. Odată ce sunt făcute, e mai greu să le dezasamblăm, să scoatem pământul, e mai mult de muncă, se face multă mizerie, dar dacă proiectăm de la început și gândim totul cum trebuie, vom avea doar de câștigat pe viitor. Bun, asta a fost. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper să găsiți informațiile folositoare. Vă doresc spor și până data viitoare, numai bine!